Shot it like a real nigga anthem. Shorty saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on a bitch, unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift and I'm doing my shit like, Salutare tuturor și bine ați dat click. Bine ați venit la un nou vlog, că acesta nu este ATV vlog, aceasta este o plimbare. El este Cucu, după cum bine știți, mergem către mare. Spre Tuzla mergem mai exact. Spre Tuzla, da, exact. După cum bine știți, acolo la Tuzla este un aerodrom, aeroport, ce naiba o fi ăla, că nu mă pricep, nu am permis de avion, permis sau băieție, mă? Da. Nu știu ce ori avea, dar știu că trebuie să mergem foarte mult. Anyway, astăzi testăm GoPro 13. Și nu numai că îl testăm, o să vă spunem totul despre el, stați aproape, evident, și o să ne vedem și din aer, acolo unde avem mici emoții, pentru că, după cum bine vedeți, sper că vedeți, picură. Azi noapte și ieri pe seara a plouat în București destul de rău și eu unul am emoții, ai emoții pe ploaie, pe sincer, eu am emoții mari pe ploaie și pare că, uite, parcă și revine, sper să fie ok, pentru că weather-ul zice că am rău, dar acum... Da, dacă ne luăm după weather, ar trebui să facem cale întoarsă la următorul pod, dar noi nu ne dăm bătuți, mergem oricum, pentru că vrem să intrăm în posesia noilor GoPro 13, că ați văzut cât de mișto este. Știu destul de multe despre ele, pentru că m-am uitat la review-uri și așa mai departe, n-am putut să mă abțin. Și eu m-am uitat, incredibil. Și fii atent, eu am fost la multe evenimente GoPro, la multe lansări și acolo de regulă se face un concurs, înțelegi, între participanți. Da. La acel concurs este un fel de quiz și anul trecut am câștigat. Desigur, pentru că GoPro și na, eu până mă asociază lumea GoPro, frate. Da, dacă se face asta, zici și mie? Zic, păi stăm colegi de bancă, dar abia aștept ca la școală. Vedem ce se mai întâmplă pe acolo, stați și voi aproape pe clip, nu uitați să dați un coment și un like și dacă vreți să vedeți mai multe chestii, pentru că o să urmeze după acest vlog, nu știu exact dacă după, dar o să vă arăt și cum se montează GoPro la casca de ATV și nu numai, poate ATV, moto și așa mai departe. Acum, Cucu, în numele lui Dumnezeu, să încep. Ok. Vii, mă, frate, la un ATV vlog. Bă, vreau să vin la ATV vlog. Ți-am zis și de-a trecut de când ne-am văzut. Musai, trebuie să facem oficial și aici pe YouTube. Vreau să vin la ATV vlog. Să ne facem un timp într-un weekend ceva, să mergem să facem. Da, frate, așa să faci, pentru că e frumos. Cucu a mai cochetat cu ATV-ul, bă, mai da. Mers. La mine istorie e faptul că frate meu e fan mare. Nu la nivelul tău, dar e pe acolo și el le modifică, își pune chestii și așa. Da. A schimbat roțile, a făcut el custom. Și m-am plimbat cu ATV-ul lui frate meu. Știu că mie mi se pare că e mai periculos cu ATV-ul decât cu motoreta. Dacă nu ești atent. Bă, e greu. E greu, dar în același timp e foarte frumos dacă știi să-l conduci și dacă ești atent. Tu la motoretă zici la cross sau la enduro, alea de pădure. Dar în același timp mi se pare, bă, dacă știi să mânuiești ATV-ul, mi se pare cel mai bun lucru cu care poți să urci dealuri, munți și alte lucruri. Am cochetat cu ATV-ul și chiar vreau să fac de fan, nu doar așa de gura ta, știi? Da. În numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu. Că te vede bunuțul e sus. Vede bunuțul și nu e... Da, mă, dar trebuie să facem neapărat. Chiar și acum, pe timpurile astea, că din păcate s-a dus vara, nu mai sunt temperaturile alea. M-am văzut că tu te-ai mai noroit, te-ai mai făcut. Da, păi eu sunt fier până moale, ce ai? Și asta e temperatura perfectă, zic eu, pentru ATV-uri, că nu e nici foarte cald, că e nașpa să dai, frate, la 40 de grade, să fim sinceri. Bă, da, mă gândesc. Și asta e temperatura super optimă. Și cine știe, poate te ia valul așa și ții și tu un ATV sau un enduro, un cross. Să vezi ce mă face băiatul meu, dă-mi Mustang-ul și... Și da. Eu asta e vorba mea, că te dai o dată cu mine, după aia trebuie să pui 15.000 pe dreapta, cel puțin, ca să ții și jucăriile. Mă rog, ăștia suntem noi în mașină, mai avem de mers undeva la o oră și ajungem la destinație. Ne vedem de la destinație, da? Da, hai. Fă tu tranziția, pune mâna pe cameră, dai un... Ciao. Piki! Tongo! Azur! Piki! Uite acolo! Piki! Vrei și tu, mă? Piki! Gelosi, mă! Anamorphic lens, asta e lentila mea preferată și o să vă spun de ce. Mai bine zis, de ce nu mai am răbdare să ajung o dată la mine, pentru că aș vrea să trag vlog pe YouTube cu această lentilă. Pentru cine nu știe ce e la anamorphic, ei bine, face footage-ul mult, mult mai cinematic, ultra wide așa și are și niște flares foarte, foarte
mișto. Vă dați seama că o să vedeți în curând despre ce este vorba. Până atunci ne pregătim psihic să zburăm cu aceste avioane. Afară plouă destul de torențial, să spunem, și na, emoțiile sunt mari, v-am zis. Dar ce să facem? Orice pentru GoPro. Avem și versiunea mult mai mică a lui GoPro 13. Nu are ecran aici în față, are doar în spate, dar este mult mai mic și mai versatil, dacă vă doriți asta. Eu tot cu cel normal, normal size, vreau să cochetez. Nu pot să zic că am unde să pun astea, pentru că mie nu mi-e frică să le zgârii în ultimul hal. Vedem, poate o să luăm și unul din ăsta. Nice. Urmează un quiz, un concurs în care cineva de aici poate câștiga un GoPro 13. Hai să vedem ce facem. Baftă cucu, toate cele. Din păcate nu am făcut nimic bine pentru că nu mi-a mers netul, dar lui Cucu i-a mers și a luat locul 11. Dar nu este o problemă pentru că i-am zis să-i dau cafea din partea mea. Câte cafele vrea el astăzi? It's on me. 3? Da, 3. Și eu mai beau 3. Hai să mergem, hai, pentru că urmează să și zburăm și hai să vă mai arăt o dată, să le arătăm cum e vremea. Luăm noi fiecare câte unul fără să pilotăm noi sau? Nu pilotăm noi, pilotează ei, dar vom fi pe grupe, fiecare una, două, trei, patru, cinci grupe apare. Deci cinci grupe, cât o grupă în fiecare avion. Și cred că e avion de două persoane, deci pilotul și noi. Bun. Și nu ai cu cine să vorbești, te plângi, că nu te plângi la pilot. În portbagaj o să bag câteva GoPro-uri, dacă și vreau să zic. Hai să mâncăm, că ne e foame mare. Hai că și noi am plecat ca nebunii. Facem o poză de grup. GoPro! 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 Ok, a plecat. Thank you! Thank you too! Tati meu, mi-e foame, tati meu! M-a făcut răși la GoPro. Gata, fraților, chiar acum trebuie să intru cu Cucu în avion. Să spuneți voi în comentarii dacă este vremea asta, vă rugăm frumos, că noi nu prea avem mare încredere, dar mergem înainte, mă, mergem înainte. Avem aici pe cineva de la GoPro și vreau să îi pun o întrebare. Dăm un giveaway, un GoPro 13? Da. Deci ați auzit foarte bine, stați aproape. Lăsați-vă un comentariu acolo, să intre pe aici, cred. Oh. Hai, tati meu. Acum ni se prezintă o mașină de pompieri, foarte, foarte interesantă, care și a jucat într-un film. Omit acum ceva cu Transformers, dar nu Transformers ăla. Într-adevăr, arată ca și cum ar fi jucat într-un film. 6x6, frate. 4x4. 4x4. Cucu ți-a decis, o să zboare. Tu nu zbori? Și eu zbor. Zbor, mă? Da, mă, da. Stau și așa pentru cameră. Tu zbori? Și eu zbor. Și tu zbori? Doamne! Bugiu bunuțu. Până acum a plouat terențial, uitați bălțile de pe jos. Și noi zburăm, hai să vă arăt așa de afară, cu ăsta zburăm. Toate sunt la fel. Și că ar fi undeva la 80.000 de euro un avion din ăsta. Depinde de echipări, nu sunt toate 80.000 de euro bucata. Unul a zis că poate să coste și câteva sute sau milioane. Depinde foarte mult de echipare. V-am mai zis o vorba aia, muncește până când o să-ți iei un avion sau un elicopter sau amândouă. Momentan eu n-am nimic, dar muncesc. Au plecat cu mașina de pompieri. Ia avionul. Și uite. Cea mai potrivită persoană pe care o să întreb dacă să zbor astăzi sau nu este Simona. Simona, îmi cer scuze. Spune-mi tu, sincer. Este safe să zbor astăzi? Mă scuzați. Este... Nu știu ce să zic. Nu am răspunsul la aceasta. Cum să? Safe este un cuvânt care poți să-l interpretezi. Ok. Depinde cum vezi lucrurile. Hai să luăm altfel. Zbori astăzi? Ce transmisie în univers? De pe ce clădire? De pe ce clădire? Zbori astăzi? Zbor astăzi. Deci gata, mă, zburăm și noi. Gata. Ce așa poliția? Să zburăm sau să nu zburăm? Așa că e ok aici. Atenție celor din turn. Mai zbori? 17% șanse să zbori. Paolo, iar pe scări, uite aici oxigen în cazul în care aveți nevoie. Ia vedeți, fraților. Uite așa se zboară la Tuzla. Bine ați venit în turnul aeroportului Tuzla. Dacă sunteți prima oară într-un turn, să știți că nu așa arată turnurile. Adică asta arată crimă și pe deasă. Adică... Arată foarte bine, de obicei sunt mult mai mici. Știți cum funcționează radarele? Nu, doamnesc, nu. Unde aproape. Deci radarele alea pe care le vedeți în filme cu bing, 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 alea nu se mai folosesc de prin anii 50, cred că. Ok. Mai sunt încă folosite pentru supravegherea spațiului aerian de aeronave care nu au transpondere, pentru că acum se folosește numai radar, ceea ce se numește radar secundar. Adică sunt niște capete de radar care interceptează semnalul transmis de un dispozitiv după avioane, care se numește transponder. Iar asta este imaginea națională. Sunt vreo 7 capete mari de radar în România care preiau toate semnalele transponder și
Dacă vă uitați acolo scrie PKZ 3377. Mm-hmm. Da, da, ăla-i. Uite-mă! Ai omor! Meanwhile! Meanwhile! Aude-o meu de fubier! Acolo când am dat click pe el, a apărut o chestie sus acolo care zice... Are zice niște chestii, zice că e Thank you for the rose. Habu șeful mai zbor și eu. Durerile jos. Vă vine să credeți sau nu, acesta este Cucu. Acum își ia zborul. A avut curaj Cucu. Eu sunt în ultimul avion, să zic așa, și sper să dau o torențială să nu mai zbor. Auzi cum se îngâtuie, na. Cum să mă sui, mă, în el? Ia uite pe ăsta, ia! Aia zic, mă! Aici, după cum vedeți, n-aveam emoții deloc și nici nu băteam. Mergem la avion. Se chinui să zbor. De tot am emoții. Doamne! Te rog, Doamne! Cercetez! Îmi este zi inima! Poți să-l pun pe acesta provizoriu, să zicem, aici? Da, îl iau după aia. Microfonul aproape de buze, ne auzim după ce pornim motorul, da? Da, da, da. Dar e în regulă pe vântul ăsta? Este, că nu e încă la limita maximă. Eu înțeleg că nu e la limita maximă, dar uitați-vă puțin, domnule, cum se mișcă avionul ăsta, adică aveți loc așa, ok. Hai să ne mai uităm, dar cât prindem la oră? Aolo, ce emoție, unde e butonul de panică? A, iei-te un buton de start. Hai mă să apăs butonul de start, apasă-l, hai mă că l-apăs. Hai mă să mergem cu Gucci, nu renunțăm niciodată, hai. A, s-au încurcat centurile. Acu, serios, ce era să zic și eu, că am mâncat mult, des și prost. Crede lumea de mine că am emoții. Dar nici nu zic nu la așa experiență. Eu nu cred că am văzut vârjeală mai mare ca asta. Nu puteam să mai zic nu, dacă înțelege ce vreau să zic. Era puhoi de lume lângă mine și oameni în turn. Îmi făceam de râs lumea, mă, filma, ajungeam pe internet. Amă că merg, mă, n-am emoții, mă. Ăla a fost sunetul în care am realizat că am pus-o peste 192. Verificăm la că casca, alo, m-auziți, se dați în drum. De înainte, mai mușcăm o buzică, una alta, oare filmează GoPro, burta să bine, domnul s-a închecat acolo în centură. Mă mai uită la ecrane, bă, dar stai că mă filmează GoPro 13 ăla de pe dashboard, da, olo, ce fac, ia uite, mă filmează ăia, mai mușcă o leacă de buze. Hai să ridic o leacă camera, că mă fac de râs, ia uite ce bine arată, după ce care, aoleu, câte butoane, ia vezi, bă, tată, bă, că notează ceva, mă, oare acest om are nepoți? Laud. Comenzile vreau să le am libere, da? Bine, mi s-a atinge ăsta de picioare. Da, Cam așa e bine, da? Ca să vă zic pe foarte scurt, nu avea loc de manevrare avionului de către mine. Vedeți aici butoanele în genunchiul meu, aveam o racletă de aia domestecată, mămăligă cu ea, nu știu exact cum se mai numește, între picioare, mă rog, a fost chinuitor. A fost ceva, o experiență de vis. Să te-am strică vremea, a? Ce a zis, mă? Să strică vremea? Aoleu, ce caut aici? Guci, este ultima ta șansă să apeși butonul la roșu, să oprești avionul, poftim? Aoleu, fii atent, comunică cu ei, e ceva grav, nu mai pot. Ia-mă piciorul de aici, trebuie să n-am loc. Tatăl nostru care și încerând să-ți dați numele tău, vii împărția ta, făcuți voia ta pe recum cer și pe mă. Gata, n-am cum să mai dau înapoi? Hai să decolăm! Grijă la drona aia, să nu-i întrompă.
zis, domnule Goguci? Doamne! Ți-a plăcut? Rog, doamne! Fain? Mi-a plăcut mult! Te-ai speriat? Hai de cap, n-a stat dremul. Nu? Numai așa mergea, nu? Nu vă răghem, dar experiența a fost precisă. Știți, uite-te o leacă la inimă. Bă, sincer, am avut un pic de emoții, nu ți-am zis, dar eu chiar am avut emoții, da, când am spus. Ce s-a fost la Conadiu? Ce? Dar am auzit ceva așa din asta. Gendare, mayday, mayday, da. Găudeam, mayday, mayday, nu întorci acolo, că e caz de război, că e ăla, și auzeam absolut tot ce ziceau oamenii, nu mai zic nimic. Na, hai, lasă, ai făcut-o. Cel puțin până mâine, să nu mai aud. Asta a fost, fraților, am făcut-o și pasta, am zburat cu un avion atât de mititel, să știți că a fost super, super mișto. Salutare, excelent a fost. Excelent. Ce? Stai așa ca să vorbim mai multe. S-a cam, cum să zic, eu m-am panicat alea, că eu nu înțeleg ce vorbeați voi pe radio, dar am erau de alea. Da, mayday, mayday, 4, nu știu ce, 3,10, hai că întoarcem aici, nu, întoarcem mai încolo. Și după aia mi-a zis că nu mai a căzut stația tocmai acum. Ce face asta? Nu știu, cred că râdea de mine. Și când am auzit-o pe aia, mi s-au muiat genunchi. Deci, să știi că e o vorbă. Aviația dă senzația și mai e un lucru cert în aviație. Știi care e? Care? Orice îi face, tot jos să ajungi. Adevărat. Bă, ce bun e asta. Da, e bună. Vai, ce bun e asta. Adevărat, așa este, așa este. Știi și semnul de urgență, da? Semnul crucii. Da. Semnul de urgență. Semnul de urgență. Aproape l-am făcut. Bă, mă uitam, erau momente, deci erau momente, erau momente în avion în care mă uitam în... în ecranul GoPro-ului, da, nu pe geam. Ți era frică? Nu pe acel geam, da? Da. Da. Mi-a fost frică. Da, ce să mai... O experiență super mișto. Mai venim. Vedem ce se mai întâmplă. Avem o petrecere puțin mai încolo. Nu știu sigur dacă o să fac vlog de acolo, pentru că na, chiar vreau să vorbesc și cu lumea, să ne simțim bine și acolo. Sper că v-a plăcut. V-am luat cu mine în avion. Ce să mai... Dacă recomand așa ceva, pentru cei slab de inimă, nu. Te rog, Doamne. Lucrează și la inima mea. Acum hai să vorbim puțin despre noul GoPro 13. Acesta are o bună parte din dotările modelului anterior, adică GoPro 12, dar și câteva îmbunătățiri, cum ar fi design ușor diferit pentru o răcire mai bună, se pot atașa 4 tipuri de obiective, Ultra Wide Lens Mode, Macro Lens Mode, Anamorphic Lens Mode și 4 filtre ND. Le aștept pe toate cu cea mai mare nerăbdare, credeți-mă. Mai are și GPS și tracking pentru a înregistra viteza, altitudine și forțele gravitaționale. Să stați aproape pe YouTube în continuare, că o să vedeți mai multe. Înregistrare slow motion de până la 400 fps la 720p sau 120 fps la 5.3K. Stabilizare de imagine Hyper Smooth 6.0, acumulator nou Enduro de 1900 mAh cu 10% mai mare față de generația anterioară. Poate înregistra până la 150 de minute la 1080p 30 fps sau 90 de minute la 5K 30 fps. Mai poate veni și cu kit magnetic waterproof pentru alimentare de la o sursă externă, care de asemenea va fi testată de către mine. Stați aproape de băcum, v-am zis, pentru că o să vorbim mult, mult mai multe. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la acest vlog, sper că v-a plăcut, lăsați un like și un comentariu dacă da și aveți grijă de voi!